Peste 1 miliard 24 de milioane de lei vor fi repartizați în anul curent din fondul rutier pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale, dar și pentru executarea lucrărilor de reparație. Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul curent a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul Pavel Filip. Cea mai mare parte din sumă, 498 de milioane de lei, vor fi utilizate pentru întreținerea drumurilor, iar 333 de milioane de lei vor fi direcționate pentru efectuarea lucrărilor de reparație la 15 tronsoane de drum. Totodată, peste 64 de milioane de lei vor fi alocate pentru cofinanțarea unor proiecte de reabilitare a drumurilor. Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat să fie efectuată o analiză complexă a modului utilizării mijloacelor financiare din fondul rutier de către administrația publică locală pentru a asigura folosirea eficientă a banilor publici. Totodată urmează să fie elaborat un mecanism care să garanteze achitarea taxei rutiere de către toți conducătorii auto. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 1 milion de unități de transport, dar plătesc taxa rutieră doar circa 565.000 de posesori de autovehicule. Premierul a solicitat de asemenea să fie examinată posibilitatea introducerii unei noi formule de calcul a accizelor pentru motorină și benzină, luând în considerare specificul activității în domeniul agricol.